Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vă propun să discutăm despre un subiect aparent mărunt, dar cu o importanță, de fapt și de drept, foarte, foarte mare. Și anume, fibra alimentară vegetală. Am decis să vorbim despre acest subiect pentru că am constatat că, în ciuda faptului că se numește fibra alimentară vegetală, multe persoane consideră că o pot găsi în carne. Prin urmare, fibra vegetală alimentară se găsește, așa cum îl spune numele, în regnul vegetal și este foarte, foarte, foarte importantă pentru sănătatea noastră din mai multe puncte de vedere. Un prim aspect care este foarte popular și previzibil este că fibra alimentară este benefică pentru sănătatea colonului, a tubului digestiv în general. Dar nu doar atât. Fibra alimentară este super sațioasă și ne ajută în slăbire și, în cazuri mai grave, în prevenirea și tratamentul obezității. Pe lângă asta, fibra solubilă reduce colesterolul și reduce glicemia, prin urmare joacă un rol important în prevenirea diabetului zaharat și a bolilor cardiovasculare cu toată paleta de patologii extrem de neplăcute care apar în momentul în care, se instalează o boală cardiovasculară. Un alt beneficiu al fibrelor este că îmbunătățesc textura pielii, îmbunătățesc sănătatea pielii prin participarea lor la eliminarea toxinelor din corp. O altă funcție, vă spuneam, previzibilă, este că stimulează motilitatea și previn constipația și că este, de fapt, și de drept hrana preferențială a microbiomului intestinal, acei pitici roz despre care vă povestesc eu frecvent, acei pitici care mănâncă fibră și, la rândul lor, dau naștere unei substanțe antiinflamatoare pentru mucoasa colonului. Da? Deci noi îi hrănim pe ei, ei ne hrănesc pe noi și ne protejează inclusiv de cancerul de colon. Tocmai prin participarea, prin hrănirea acestui microbiom, de fapt și de drept beneficiile fibrelor alimentare vegetale sunt încă incomplet cunoscute, pentru că noi știm că, de fapt și de drept, microbiomul este implicat în tot soiul de procese super importante în corp, în imunitate și chiar în prevenția cancerului. Așadar, cred că este de fapt super, super clar, trebuie să consumăm fibră. Unde o găsim? Așa cum îi spune numele, de fapt și de drept, v-am spus, se găsește în regnul vegetal. O veți găsi în cereale integrale, o veți găsi în fructe, o veți găsi în legume, o veți găsi în nuci, alune, semințe și așa mai departe. Unde nu o veți găsi, nu o veți găsi în brânză, nu o veți găsi în carne, nu o veți găsi în ouă. Pe de altă parte, dacă vorbim de cereale, trebuie să punctez că discuția este valabilă doar pentru cerealele integrale. Da? Noi avem prostul ăsta obicei de a desface cerealele de toate învelișurile alea care, într-adevăr, nu sunt foarte estetice și a păstrat doar miezul ăla alb care face pâine albă. O pâine și, în general, toate făinoasele albe au beneficiul de a fi foarte frumoase, dar, din păcate, nu hrănitoare și nu atât de benefice pentru colonul nostru. Tocmai fiindcă, dezbrăcându-le de învelișuri, noi eliminăm, de fapt și de drept, fibra, care are toate beneficiile despre care v-am povestit puțin mai devreme. Prin urmare, încercați, vă rog, de fiecare dată să optați pentru varianta integrală a unui produs, nu varianta extrem de procesată și aspectoasă. Apropo de chestia asta, vreau să vă povestesc că în urmă cu câteva zile citisem un articol care spunea că fibrele din cereale integrale ar fi mai cu moț fibrele din fructe și legume. Există un studiu care a comparat care ar fi acțiunea primelor comparativ cu cea de-a doua categorie. Una peste alta, atât cereale integrale cât și fructele și legumele au niște beneficii incredibile pentru sănătatea noastră, așa că independent cine e mai cu moț ar trebui să consumăm ambele categorii. La final, v-am pregătit câteva sfaturi despre cum ați putea adăuga mai multe fibre în meniul vostru. Un prim sfat este extrem de previzibil și anume să adăugați, să optați întotdeauna pentru varianta integrală a cerealelor pe care le consumați. Fie că vorbim de pâine, fie că vorbim de paste, fie că vorbim de orez, întotdeauna alegeți varianta integrală. Dacă vă e puțin dificil să vă obișnuiți cu gustul, pentru că într-adevăr suntem obișnuiți cu cerealele rafinate, într-o vreme se considera că e un răsfăț, că este mâncarea oamenilor bogați, da? Să mănânce cereale rafinate. Deci dacă vă este greu să vă obișnuiți cu gustul, încercați la început să le amestecați,
să alegeți varianta parțial, integrală, știți că sunt acele pâini din făinuri mixte și așa mai departe. Ulterior, creșteți procentul de făină integrală și îl descreșteți pe cel de făină rafinată până când ajungeți la 100% și vă promit că vă veți obișnui cu gustul, pentru că este o problemă de finisaje, de simțuri fine pe care le dezvoltați în momentul în care papilele voastre gustative se obișnuiesc cu gusturile sănătoase, da? Se reobișnuiesc cu gusturile sănătoase, pentru că, de fapt, și de drept, noi suntem proiectați să mâncăm sănătos. Am mai luat un pic pe alte cărări pe parcursul evoluției noastre, dar este timpul să revenim la alimentația sănătoasă. Un alt sfat este să mâncați fructe în loc de sucuri de fructe. Știți că nu sunt complet împotriva fresh-ului de fructe, însă este o idee foarte, foarte bună să consumați întotdeauna fructul ca atare în matricea sa naturală, da? Pentru că astfel păstrați o mulțime de beneficii din fibră pe care în caz contrar o aruncați. Apropo de ceea ce obișnuim să aruncăm din fructe și legume, încercați întotdeauna să păstrați coaja fructelor și legumelor. Mulți părinți și mai ales bunici au prost obicei de a curăța merișorul, para sau mai știu eu ce fruct de coajă pentru copii. Nu, păstrați întotdeauna în coajă, se găsesc cele mai multe beneficii, cele mai multe vitamine și cea mai mare concentrație de fibră. Prin urmare, încercați să consumați, în măsura în care poate să consume copilul, evident, încercați să păstrați coaja fructelor și chiar și a legumelor. De exemplu, un cartof copt în coajă are mult mai multe fibre decât un cartof, evident, decojit sau și mai rău prăjit. Un alt sfat este să adăugați întotdeauna la masă legume. Vă spun de fiecare dată, jumătate din ceea ce mănânci să fie legumă, da? Cu acest truc este absolut imposibil să nu consumați toate fibrele de care aveți nevoie într-o zi. Adăugați salată lângă felul principal sau și mai bine inversați felul principal cu salata, puneți salata în față și felul principal să vă fie de fapt garnitură. Încercați întotdeauna să adăugați în farfurie legume, chiar și crude. Mie, de exemplu, mi se întâmplă de multe ori să nu am timp să pregătesc efectiv o salată, dar adaug câteva legume, cred că am zis fructe, câteva legume în farfurie ca să mă asigur că am și această grupă alimentară în farfuria mea în momentul ăla, da? Dacă ai nevoie, următorul sfat, dacă ai nevoie de gustări între mese, atunci aceste gustări ar trebui să fie fructe sau ar trebui să fie nuci și alune. Și un ultim sfat este să adăugați boabe în alimentația voastră. Când spun boabe, mă refer la leguminoase, da? La fasole, la mazăre, la năgut, la linte și așa mai departe. Este o categorie pe care o eliminăm pe nedrept din alimentația noastră, o dăm la o parte, însă în realitate ele sunt extraordinar de sănătoase, au foarte multe beneficii și printre care și un conținut excelent de fibre. Cam asta pentru astăzi, vă salut, pa, pa!